Bună ziua, băieți, și ne bucurăm să vă vedem din nou pe canalul nostru. Astăzi vom schimba un robinet în bucătărie. Vom schimba un robinet care se pare că are deja vârsta lui, are peste 20 de ani și proprietatea mi-a spus că pierde apă. Aici are o fisură și iasă apă. Vreau să vedeți cum se întâmplă. Se apreciază aici? Da, văd că se vede în video. Uitați. Jetul. Deci pe lângă jetul de apă principal, avem aici un pequeño geyser. Un mic geyser. Apa se pare că se prelinge pe brațul robinetului și se acumulează multă apă aici. Da? Norocul nostru că acesta este piatră, că dacă ar fi lemn, s-ar umfla. Așadar, să procedăm la schimbatul robinetului. Aici avem robinetul cumpărat de proprietate mai mult timp în urmă. De aceea pachetul e deschis. Aici avem tipul de robinet, da, la marca. Marca pe care o găsiți în magazine. Și să trecem să facem inventarul. Sper să nu lipsească nimic. Aceasta este piesa care se prinde sub ghivetă. Aceasta este, da, imaginam, pipa flexibilă, da? Aceasta este cea care se prinde sub ghivetă, de asemenea. Furtunele. Contra greutatea. Da? Inelul de frumusețe care vine deasupra ghivetei și robinetul propriu zis. Drăguț, nu? Ah, și ok, impus. Bun, să începem montajul propriu-zis. Vreau să vă arăt cum arată bateria pe dinăuntru. Are 4 orificii, da? Apă rece, apă caldă, pipa flexibilă și locul prin care intră pipa flexibilă. Da? Aici avem conducta de apă rece. În cazul nostru o avem în dreapta. Observați, are o garnitură subțire. Da? O deplasez ca să se vadă. Foarte subțire și în același timp sensibilă. Așadar, trebuie să strângem cu grijă. Căutăm filetul și odată ce l-am găsit, strângem cu grijă. Folosim o cheie de 13. Cu simț, nu forțăm tare. Gata? Acum, cea de culoare roșie,
unde vine apa caldă. Da, garnitura este bine pusă. Îi caut filetul. Bun, și acum continui cu cheia. Cu aceeași grijă, cu simț. Ar trebui să rămână la ras, da? Perfect. Bun, am zis că avem trei orificii. În ce alt orificiu intră alimentarea pipetei? Aici avem trei furtune, două egale și una mai scurtă, da? Cea scurtă este de aici, din al treilea loc. Aceste furtune este suficient dacă le strângeți cu mâna. Perfect. Bun. Și mai am un orificiu prin care va trece pipeta noastră. Da? O vom introduce pe la partea superioară, pe aici. Și va trebui să iese singură, să vedem. Bun. Așa. Bun, ce urmează acum? Acesta este inelul care vine deasupra ghivetei. Acesta este inelul de plastic care vine dedesubtul ghivetei. Și aceasta este piesa care strânge tot genunchiul. Acesta ora acum ne incomodează. Asta e premontajul. Robinetul vostru ar trebui să arate așa, da? Pipeta flexibilă, alimentarea, apă caldă, apă rece și alimentarea de la pipetă. Da? Singurul lucru care se montează după pe ghivetă ar fi brățara pe care strângem această piesă de sub, nu înainte de a pune colierul din plastic, da, ca să nu rupem ghiveta și înfrumusețătorul de arivă, aici, de sus, da, de peste ghivete. Nu uitați totodată și conta greutatea. Acum o să facem video cu instalarea. Am demontat deja robinetul vechi, da, robinetul de bucătărie și am găsit câteva probleme. Într-adevăr, cu timpul, 20 și ceva de ani, aceste lucruri suferă. Am găsit garniturile mâncate, arse, da? Garnitura principală, care era aici, la fel, da? Am găsit o arsă. Nu mai e tanșa bine. Și aici, în zona aceasta, avem o fisură
chiar unde se închide, unde am încheiat materialul. Am pregătit zona asta, am șlefuit-o. Da? Zona unde se va așeza și acum urmează să punem robinetul nou. Îl avem aici, arată ca o caracatiță, da? Cu multe mațe, poate ne sperie un pic. Și înainte de a-l introduce pe această gaură, nu uităm să punem acest lucru de frumusețe, da? Inelul de frumusețe. Bun. Și acum cu el la... Acum, când va trebui să fac tot montajul, cuplarea instalației sub ghivetă, cineva va trebui să ne ajute, o să chemăm stăpânul casei ca să-mi țină robinetul în poziția aceasta, în timp ce eu voi strânge și voi face conexiunile. Arată frumos, nu? O să arătăm după aceea cum merge și cum funcționează. Am terminat montajul robinetului meu de bucătărie. V-am spus că era vorba de o baterie cu pipetă extraibilă. Uitați-vă ce schimbare, nu? Sper că vă place. Pipeta ajunge 80 cm, da? Pot spăla liniștit aici. Să-i dăm drumul. Da? Sau să pun apă în un vas pe aragaz. Comod, practic, frumos, estetic. Vreau să vă arătăm totodată cum arată și instalația de desubt. Aici, sub ghivetă, am contragreutatea, da? Este butoiul ăsta negru. Uitați-vă cum se comportă. Și am pus un șervețel ca să vedem dacă avem scurgeri de apă. Așteptăm așa jumătate de oră și dacă nu sunt probleme, putem reordena toate lucrurile sub ghivetă. Vă mulțumim pentru atenție!